Radio Trinitas are și în acest an un proiect editorial dedicat românilor din afara granițelor țării. Ca și în anul 2014, acesta este derulat în colaborare cu Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Proiectul Identitatea Românească în Lume are ca obiectiv principal promovarea imaginii pozitive a românilor din diaspora și sprijinirea măsurilor pentru afirmarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Conferința de lansare a proiectului a avut loc marțea aceasta. Dorim să consolidăm și să promovăm identitatea românească în lume, dar pe de altă parte, unul dintre obiective este de a contura un dialog între românii din afară și românii din țară. Nevoile, problemele și, de ce nu, toate succesele românilor din afară să fie cunoscute și de românii din țară. Sunt foarte multe reușite, sunt foarte multe bune practici, români care au plecat de la zero în comunități din Italia, v-am avut anul trecut, din Spania, care au început acolo să dezvolte o afacere și au ajuns să fie respectați și să fie cunoscuți în comunitatea din țara respectivă. E foarte important să nu prezentăm doar aspectele negative, pentru că de multe ori în unele comunitățile sunt minoritare față de aspectele pozitive. Dorim să punem un accent puternic pe acest segment datorită feedback-urilor venite anul trecut din proiectul Român de lângă Român pe care l-am implementat. Se simte nevoia unor măsuri care să vină în sprijinul lor pe această temă. Greutatea proiectului consider că este cea a dezvoltării unui parteneriat strategic. Acest parteneriat strategic vizează 10 parteneri. În proiect sunt incluse 21 de comunități românești din Austria, Marea Britanie și Italia. De ce 3 țări? Pentru că ne-am gândit pentru anul acesta să aprofundăm mai mult sau să acordăm mai mult timp vizitelor pe care echipele noastre de proiect le vor efectua în aceste țări. Vom avea câte 2 reporteri în fiecare țară și durata perioadei de colectare, să zicem, a informațiilor, de realizare a interviurilor, a reportajelor, se va desfășura pe o perioadă de 13 zile. Față de anul trecut, când erau doar 6 zile. Am constatat din experiența anilor trecuți că e nevoie de o perioadă mai lungă pentru a lua legătura, pentru a intra în contact cu mai mulți membri din comunitățile pe care le vizăm. Ca un target sau ca un public țint al acestui proiect avem 2300 de persoane. Cu alte cuvinte, vom intra în contact în cele 3 țări unde vom merge cu 2300 de persoane, membri ai comunităților parohiale, ai unor ONG-uri culturale, sociale, de asemenea cu persoane care își desfășoară activitatea acolo, într-o formă sau în alta, plecați de mai mult timp, stabiliți poate unii în țările respective. Până la sfârșitul anului, atunci când proiectul Identitatea Românească în Lume se va încheia, reporterii și realizatorii Radio Trinitas vor pregăti zeci de reportaje și interviuri. De asemenea, materiale vor fi difuzate zilnic de la ora 12:40 în cadrul rubricii Români de lângă români. Toate interviurile, toate materialele radiofonice care vor fi înregistrate, prelucrate și, sigur, elaborate de echipa noastră, vor avea ca suport mediatic grila de programe a radioului Trinitas. De asemenea, toate mijloacele de comunicare ale Centrului de Presă Basilica, Televiziunea Trinitas TV, Agenția de Știri Basilica și Ziarul Lumina. Noi ne-am asumat prin acest proiect o rubrică zilnică care continuă numele sau rubrica de anul trecut, Români de lângă români. De asemenea, va fi un interviu mai larg de suport a acestui proiect o dată pe lună și vom distribui în comunitățile pe care le vom viza prin acest proiect 3000 CD-uri conținând cântări sau rugăciuni din slujba Sfintei Liturghii.
Primele materiale din cadrul acestui proiect vor fi difuzate luna aceasta din Italia.